Slăviți să fie Domnul! Mă așteptam să fiți mulți, dar ați depășit așteptările mele, sunteți foarte mulți. Și atunci mă uit la voi, mă uit la cunoștințele mele, la hrana care o am pentru voi și spun ca apostolul, dar ce e asta la așa o mare mulțime? Și l-am rugat pe Domnul, dar rugați-L și voi, să repete minunea mulțirii pâinilor, ca să nu plecăm flămânzi acasă. M-am tot gândit ce să predic. Astă noapte, de cel puțin 4-5 ori, m-am trezit, m-aș rugat Domnului, vine, ai o biserică cu pretenții, predicatori, slujitori foarte bine pregătiți. Și până la urmă m-am resemnat când mi-am adus aminte de un verset spus de Pavel în 1 Corinteni 12:8. De pildă, fraților, unuia este dat să vorbească prin Duhul despre înțelepciune, altuia despre cunoștință, altuia credința, deci e dat prin Duhul să vorbească despre ceva. Păi bine să vorbească ceea ce e dat, să nu vorbească ceva ce nu e dat. Atunci se întâmplă unele greșeli. Din mai multe subiecte care se potrivesc la cina Domnului, am rămas la gândul acesta. Să vorbesc despre cina Domnului și să ne vedem cum ne raportăm noi față la sărbătoarea aceasta. Că până la urmă, actul ăsta e foarte important. Se pare că e singura sărbătoare dorită de Domnul. Noi ne-am făcut o grămadă de sărbători, de aniversări, de onomastice, multe, multe sărbători. Dar Domnul a spus, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Gândindu-mă la cina Domnului, am încercat să o așez pe niște coordonate, așa, într-o diagramă. Și prima dată m-am gândit la coordonata timpului. Uitându-mă și la așezarea Paștelui din Vechiul Testament, apare acolo un verset în Exod, capitolul 12, versetul 11. Și să-l mâncați în grabă, căci este Paștele Domnului. Și eu am spus, dar la ce grabă? La ce să ne grăbim așa de tare? În ce-ar sta graba asta? Frații mei, era noaptea când evreii ieșeau din robie. În ziua 14-a din luna 1-a. Evreii au stat în Egipt 430 de ani. Dar 400 de ani au fost într-o robie. 30 de ani cât a trăit Iosif nu a fost rob. După aceea au trăit o robie aspră. Strigătele lor s-au auzit la Dumnezeu. Și în noaptea aceea evreii plecau din robie. Erau eliberați. Nu-i bine să te grăbești să ieși din robie? Că aducând versetul ăsta acum la Viena, în 2024, știți că sunt oameni care sunt robi? Există robia învățăturilor, există robia oamenilor, dar poate cea mai grea robie e Ioan 8:34, unde spune, fiecare este rob păcatului de care e stăpânit. Eu mă întreb, oare sunt aici care mai sunt robiți de pofte, de patimi, de păcate? E posibil. Păi dacă sunt, să ies în grabă din robia asta. Doamne ajută din asta. Că evreii nu puteau să mântuiască singuri, să plece singuri, nu puteau. Dumnezeu le-a dat un prilej, o vreme și le-a dat un prilej ca să iese din robie. Nici noi nu puteam ieși din robia păcatului, de capul nostru. Dar Dumnezeu ne-a dat posibilitatea să ieșim. Doresc în ziua de astăzi, dacă mai sunt oameni care au diferite robii, eu nu vă cunosc, sunteți mulți, mă rog Domnul să vă dea putere să ieșiți din robia aceasta păcatelor. Grabă! Era o recomandare. Dar nu o recomandare, poruncă. Că dacă într-o familie sunt prea puțini
să se asocieze cu vecinul cel mai de aproape. Deci nu puteai mânca Paștele cu o altă familie, că mi-e simpatici, că am fost colegi, că din Dan să te duci până în Beersheba să sărbătorești. Nu, cu familia cea mai de aproape. Dar știți că noi cu vecinul cel mai de aproape avem probleme? Eu spuneam odată la noi, domnule, eu de la Bosanci mă duc la Vicov, iau cina cu bucurie, cu deschidere, n-am cu nimeni nimic de acolo. Dar la mine, în adunare, am cu câțiva frați ceva. Eu cu ei mei nu pot lua. În altă parte, pot lua. Numai că Biblia spune, nu așa, măi, nu trebuie să te duci nu știu ce adunare și nu știu ce grupare, cu vecinul cel mai de aproape. Deci, grabă, în refacerea părtășie. Că nu putem să luăm cina când nu suntem în părtășie unii cu alții. Și când vorbim de darurile Duhului Sfânt, Pavel spune în Roman 12, 1 Corinteni 12 și Efeseni 4:11, lista aceea cu daruri ale Duhului Sfânt, întotdeauna induce ideea că biserica e trupul lui Hristos. Peste tot vorbește de trupul lui Hristos și că noi suntem mădulari unii altora. Și că părtășia noastră este prin Domnul Iisus Hristos. Deci noi trebuie să fim una. Când nu avem părtășie, când relațiile ne sunt rupte, trebuie să ne grăbim să refacem relații. Spunea fratele cine Emil Bulgăr, pentru pânza de iubire e războiul cel mai greu. Diavolul tot rupe fire. Noi le înodăm mereu. Doamne ajută-ne! Grabă! Să-L mănânci în grabă că sunt Paștele Domnului. Pe coordonata timpului trebuie să ne grăbim la câteva lucruri. Grabă la ce? Grabă la contemplarea minunilor lui Dumnezeu. A experimentat minunile lui Dumnezeu. Că evreii au plecat din Ramses, s-au tăbărât la Sucot. De la Sucot au tăbărât la Etam. De la Etam s-au înturat apoi la Pi-Hahiroth, față în față cu Baal-Zefon. Și acum uitați-vă la imaginea aceasta. În față era marea cu valuri agitate, în spatele venea faraon cu carele de luptă. Evreii au început să strige, să țipe de frică, de groază. Domnul a pus între cele două tabere un nor, curios, nu știu, nu spizician, ciudat. În tabăra evreilor era lumină, în tabăra la egipteni era întuneric beznă. Și toată noaptea a suflat un vânt, a bătut vântul, a despicat Domnul apele mării și-au trecut evreii ca pe uscat prin fundul mării. E o minune? Voi credeți că Domnul la cina, cea de taină, cina Domnului face minuni? Sunteți gata să le experimentați? Cina Domnului nu-i pentru vindecarea trupească, dar atâtea experiență o am personale și în familie și în adunare mi-ar trebui multe vreme să vă explic cum Dumnezeu o vindecat la cina Domnului. Aș dori ca minunile Domnului să fie între voi astăzi aici. Domnul să vindece, să elibereze, la asta ne trebuie grabă. Să-L mâncați în grabă că sunt Paștele Domnului. Acum vine Pavel cei drept în Corinteni și mai vorbește și din zăbavă, că eu am așezat cina între grabă și zăbavă. Și spune acolo, astfel, dar când vă adunați fraților la oaltă, așteptați-vă unii pe alții. E bine să ne mai așteptăm. Coloseni 3:12 spune, astfel, dar ca niște aleși a lui Dumnezeu, sfinți și prea iubit, dar în versetul 13 spune acolo, îngăduiți-vă unul pe altul și dacă unul are o pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum vă iertați și Dumnezeu în Hristos? Așa iertați-vă și voi. Aveți pricini ca să ne plângi. Eu am pricini în casă la mine, mă plâng de nevastă, de copii, ei se plâng mai tare de mine. Măi, dar trebuie să ne iertăm, măi, trebuie să ne îngăduim unul pe altul și la cina Domnului este îngăduința asta. Unul e mai slab, unul e mai neputincios. Trebuie să ne așteptăm, să ne îmbiem, să ne îngăduim, să ne încurajăm. Doamne, ajută-ne la asta. Cum ne raportăm noi la cina Domnului pe coordonata asta timpului? S-au spus eu pe coordonata relaționării. Continui ideea cu relaționarea. Și am așezat cina Domnului între unitate și dezbinare.
Simbolul cinei e unitatea. Având în vedere 1 Corinteni 10, 17 că este o pâine, noi care suntem mulți, luăm toți din aceeași pâine, suntem un trup. Cina Domnului trebuie să fie simbol al unității. Și țineți minte, am mai spus eu, simbolul unității nu e în lanul de grâu. Vezi un lan de grâu și pare că e una, dar nu e una. Fiecare spic vrea mai sus. Vezi un vraf mare de grâu, treierat. Ai impresia că e una, dar nu poți să alegi bob cu bob. Știi când e una? Când grâul ăsta e zdrobit în teasc, e frământat, e trecut prin cuptoare și acum iei o pâine și întrebi, mă, dar asta din care e bobă? Nu o mai cunoști. Ei, așa se face unitatea, când e dezbrăcată firea în omul din lăuntru, după ce Dumnezeu ne-a zdrobit, ne-a frământat, ne-a trecut prin cuptor, ne-a făcut una. Simbolul cinei este unitate. Și atunci întreb eu, dar de ce dezbinare? De ce dezbinare? Că Apostolul Pavel spune, măi, voi veniți la adunare, vă faceți mai rău? Știi cum mi s-a întâmplat și mie, că am fost la adunare cu gânduri bune, bă, și-a fost câte o ceartă și-o nemulțumire, și așa, am zis, băi, mai bine stăm acasă, eram mai pocăit. Bine că la voi nu e așa, dar câteodată unii se duc cu inima tristă, mâhnită, au probleme, băi, dacă... Ei, cina e simbolul unității, dar de ce apar dezbinări? De ce apar dezbinări? Și Pavel asta le spune, nu puteți mai să mâncați cina Domnului, că... 1. Simpatie pentru lideri. Unul ține cu Apollo, unul cu Chifa, unul cu Pavel. Și așa e și în adunările noastre. Avem mai mult frați și fiecare simpatizează pe cineva. Ăla-i. Eu am întâlnit frați care mi-au spus, frate Dragoș, am binecuvântări de copii, eu nu dau copilul ăla în brață. Eu, ăla nu pui mâna pe copilul meu, eu știu cine e el. Am întâlnit frața cina Domnului, care a plecat, trebuia să vină un slujitor cu rodul viță, s-a mutat de pe rândul ăsta, eu de la ăsta nu eu cina, eu de la ăsta cina. Și eu întreb, dar e bine așa? E frumos așa? Păi cina Domnului a trebuit să aducă unitatea, nu dezbinarea în adunare. De unde dezbinare? Simpatii pentru lideri. Că-i neam cu mine... că am interes, că am anumite afinități pentru el, poate și celălalt e pocăit și poate e mai pocăit ca ăla cu care țin eu, dar nu-mi place mie așa tare de el. Domnul să ne dea ipocăință. De ce mai sunt partide în adunare? Din încredințări diferite. Pavel rezolvă magistral problema încredințărilor când spune încredințarea care o ai, păstrează pentru tine. Noi vrem încredințarea să o facem lege pentru toată adunarea. Și aici apar probleme. Că la cina Domnului, unii vor cu pahar și altul cu păhărele. Unii vor cu pâine, altul cu azim. Unii vor cu spălarea, alții vor fără spălare. Și asta e în adunările noastre. Asta se întâmplă între noi. Mă rog Domnului să ne dea înțelepciune ca să ne ducă la lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră sufletească. Că dacă eu încredințarea mea o țin numai decât o fac lege pentru toți, apar dezbinări în adunare. De ce sunt partide? Simpatii pentru lideri, încredințări personale și trăiri diferite. Trăiri diferite. Că unii trăiesc pocăința și alții nu vor să trăiască. Și vine Pavel în Corinteni și spune, măi, când am zis să n-aveți nicio legătură cu curvare, n-am înțeles pe curvare lumea acesteia. Pe ceea ce, măcar că zic, frate, sunt curvari, lacuri, hrăpăreți, defăimători, cu ăștia nici nu stau la masă. Acum vreau să lămuresc un lucru, fraților. Eu am întâlnit și odată predicam, era și fratele Marcoviciuc și el mi-a completat predica mea. Am spus, de ce unii nu iau cina Domnului? Pentru că el îl cercetează pe slujitor și spune, nu-i vrednic slujitorul. Eu aș putea o lua, eu sunt bun, dar slujitorul nu-i bun, eu nu iau cina de la el. Altul spune, n-am nimic cu slujitorul, eu nu merit, eu sunt rău și nu iau cina. Deci unul spune că e slujitorul rău, altul spune, eu sunt rău,
Altul spune, e bun și slujitorul și eu aș putea. Dar tu ai văzut cine ia cina? Păi ăla e un curvar, domnule, ăla e un hoț, ăla e așa. Eu iau cina cu ăla, mă fac cu una cu oceala? Că dacă întind mâna, mă fac cu una, am citat mai înainte. Și a venit fratele Costică și mi-a spus, frate Dragoș, mai este un motiv. Diavolul e rău și nu vrea să luăm cina. Tu ai spus că bacă-i rău slujitorul, bacă-i rău credinciosul, bacă-i rău cealaltă, dar diavolul e rău și nu ne lasă să luăm cina. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Frații mei, părtășia noastră la cină îi prin capul bisericii, prin Iisus Hristos. Dacă un mădular este inert, îi bolnav, el nu mai are legătură cu capul. Eu nu am legătură direct cu voi, eu am prin Hristos. Dacă unul e lepădat, pot lua cina, eu n-am nicio legătură cu el. Legătura noastră e prin Domnul Iisus Hristos. De aceea să nu ne temem. Păi eu vă dau un alt exemplu. Îi adunare aici, toți iau cina. La urmă, când ajung o coazima la urmă, se ridică un bețiv venit de pe stradă și ia și el cina. Ne-a întinat pe toți? Nu, frate, nu ne-a întinat pe noi. Fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Doamne, ajută-ne asta! Deci am așezat cina între unitate și dezbinare. Doresc ca cina de astăzi să aducă unitatea în adunarea din Viena. După importanța care o acordăm noi acestei sărbători, am așezat cina între sacru și profan. Fraților, cina Domnului este o sărbătoare foarte importantă. Trebuie să o tratăm ca atare. Nu e o bucată de pâine oricare. Nu e o gură din must sau din rodul vinței care îl bem noi. Reprezintă trupul și sângele Domnului. Evreii, adică cei din Corint, aveau obiceiul să facă niște agape, niște mese de dragoste. Și acolo fiecare își aducea mâncarea. Aducea mâncarea de acasă. Și punea mâncarea pe masă și în timp ce mânca, prăznuiau și cina Domnului. Dar au ajuns la un moment dat o neorânduială. Pavel nu oprește cina. Că dacă ne uităm 1 Corinteni 1:8 spune, nu duceți lipsă de niciun dar în așteptarea venirii Domnului Iisus. În Corint era manifestarea la toate darurile, dar era mare neorânduială. Pavel nu oprește exersarea darurilor, Pavel face să pună rânduială. La cină era neorânduială, Pavel nu oprește cina. Eu mă întâlnit frați care au spus, dacă e vorba de așa, nu mai dăm cina azi. Măi, nu opri cina. Oprește neorânduiala care este. Și atunci vine Apostolul Pavel și face rânduială în privința asta și spune, măi, nu mai mâncați aici, că vinea pericolul că nu mai deosebeau trupul Domnului. Astfel că nu mai deosebeați trupul Domnului. Așa în zilele noastre, cum am face noi o masă, unul vine cu șaorma, unul vine cu sarmale, unul vine cu pizza, nelul vine și pune cina Domnului, nu mai știi ce. Și ajungeți în pericolul să nu mai deosebiți trupul Domnului. Care-i pâinea de la sarmale, care-i pâinea de la cină? Și Pavel spune, nu. Mâncați acasă. N-aveți mesă, n-aveți casă unde să mâncați și să beți? De ce faceți de rușine pe alții? Mâncați acasă, săturați-vă acasă și aici rămâne numai cina Domnului. Deci, între sacru și profan. Am așezat cina Domnului între smerenie și mândrie. Fraților, la actul cinei Domnului trebuie să dăm dovadă de mare, mare umilință și smerenie. Ca și la actul spălării picioarelor. Când te gândești că Fiul lui Dumnezeu a luat un ștergar într-o zi și s-a plecat la ucenici și le-a spălat picioarele. Știu că nu-i la îndemână. Acolo simbolizează și umilința și iertarea. Am mai povestit, eu l-am cunoscut bine pe fratele Sidor de la Găureni, bucovinienii din partea aceea, eu știu, din Dumbrava. El îmi povestea mie, frate Dragoș, era un proroc, un om al lui Dumnezeu, folosit în mod deosebit de Dumnezeu. Și noi, când eram mai tineri, aveam o problemă, eliberări de duhuri, era cu darul Dumnezeu deosebit, apelam la el. Și el spune că odată era conducător, era prezbiter, predica în adunare, și când predica, s-a ridicat unul și l-a o cărâtare.
Păi, Sidur, din cauza ta nu merge adunarea, că tu te crezi mai nu știu cum. Și l-a bajocorit și el a spus, Doamne, asta nu rămâne așa. Te rog frumos, dacă slujitorul tău, apără-mă, Doamne, în fața adunării să mă facă de rușine, s-a dus acasă, o plâns, o rugat. Și îi spune, Domnul, am hotărât să-ți fac dreptate. Iată ce trebuie să faci. Ia un lighean și un ștergar și du-te și spală picioarele. Eu mă gândeam că Domnul pune bolnav, că Domnul îi face. La orice mă așteptam, dar la asta nu. A stat o bucată. Măi, mi-a spus Domnul. Și îmi spune, măi, drăgușel, m-a luat ligheanul. Eu recent am fost acum acolo, eu nu, un sat așa lung. Și mergem cu ligheanul pe stradă și cu ștergarul pe umăr. Și fratele spune, dar unde du-i Sidur? Mă duc la fratele George și spăl picioarele. Fiecare gândeți și voi e el. Și că am ajuns la poartă, omul era în fața șurii, cum e în Bucovina. Și spune, băi, frate George, vin să spun ceva. Și el strigă, ce mai vrei de la mine? Ce ai venit de la mine? Și ăsta spune, frate George, m-a trimis Duhul Sfânt să spăl picioarele. Spune, băi, Dragoș, omul ăla o trântit brama la șură, o fugit până la poartă, a început a plânge, m-a luat în brață și a spus, băi, Sidor, băi, nu știu ce a fost cu mine, băi, crede-mă, bă, parcă n-am fost eu, băi. Am fost în casă, ne-a spălat picioarele, a rămas cel mai bun prieten. E soluția lui Dumnezeu. Înseamnă umilință, înseamnă smerenie. De prea multe ori avem orgole, de prea multe ori țin la reputația noastră. Eu să mă duc la el, dar n-am nicio vină, dar știi ce mi-au făcut? Și acum vine cina Domnului, și vine ligheanul, și vine ștergarul, și vine umilința, că cina Domnului am așezat-o între umilință și mândrie. Între umilință. Hristos, când a venit în lume, El, Fiul lui Dumnezeu, ne-a spus, voi sunteți frații mei, voi sunteți prietenii mei. Meritam noi titulatura asta? Nu, nu. Dar El a vrut așa să ne numim prietenii Lui. Și noi, de atâtea ori, atâta aroganță, atâta mândrie, atâtea orgoli, de sus în jos, de la păstori până la ultimul înalnare. Avem personalitate, avem, ne apărăm reputația. Că scrie în Samuel 25:30, spune Abigail lui David, și când vei ajunge împărat, să nu te mustre cugetul că ai vărsat sânge degeaba. Degeaba ne apărăm noi reputația dacă nu ne apără Dumnezeu. Nu am putea stupa noi gura la tăti defăimările care vin. Dincolo de greșelile noastre care le recunoaștem, suntem oameni, le plângem, ne lăsăm de ele, până la urmă nu putem astupa gura oamenilor. Să știți că o metodă a vrășmașului defăimarea, când au venit evreii din robie să zidească templul din Ierusalim, au venit Tobia cu Sambalat și au început să râdă de ei. Ce vor să facă ăștia? Vor să dea viață la unele pietre moarte? O vulpi dacă se suie, le dărâmă zidul. Ironiile astea, defăimarea, e o armă foarte puternică. Sunt oameni care suferă bătăi, bajocuri, lanțuri, închisoare. Sunt care suferă pentru credință, sunt zile de post, lucrează pentru Domnul. Dacă ne-ai spus ceva, nu te mai poate speri. Nu te mai poate ierta. Dumnezeu să ne dea smerenie astăzi, să ne facă smeriți aici, pentru că când a venit Hristos ne-a făcut pe toți una. Aici nu mai contează relațiile, averea ta, diplomele tale, nu, nu, nu. Aici suntem frați și surori. Doamne, ajută-ne la asta. Povestea fratele Simi Bumbar, că la dânsul era un om, lucra la spital, era paznic și om de servici, da, cu măturoi prin curte. Și la un moment dat, foarte revnitor, s-a pocăit și directorul spitalului. A venit, a luat botezul și spunea că ăsta, râvnitorul, tot îi spunea la director, domn director, cântăm o cântare amândoi. Și a spus, ieșeu amândoi, am un director, mai fi ieșit, n-am ieșit, dar de dragul ăsta ieșeu și cântau. Și cânta ăla care mătura în ogradă și cu directorul, cântau cu caiet o cântare amândoi. Că suntem una la cina Domnului. Că era Filimon, era Filimon, mare patron, stăpân de sclavi. Onisim era sclav,
O fugit, o venit înapoi, Pavel o rugat, primește. Băi, Onisip trăgea toată ziua la sapă, făcea treabă, ăsta n-a, era patron. Toată ziua. Când vine la cina Domnului, luau Ligianu și Filimon, se spăla picioarele lui Onisim, la rob. Luau amândoi din aceeași farfurie, din trupul lui Hristos. Adunarea ne face una, ne face egali. Doamne, ajută-ne! Să mai lăsăm din aroganța și pretențiile noastre care le avem poate pe nedrept, pe nedrept câteodată, ne recunoaștem că suntem oameni și că Cel care e mare între noi e Domnul Iisus Hristos. Doamne, dă-ne pocăință! Am așezat dar cina între smerenie și mândrie. Că aici în Corint unii erau mândri, au făcut partide, eu mănânc cu el și cu el, aduceam etalam bucatele noastre bune și îi făceam de rușine pe cei mai săraci. Și spune, ce îi faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Eu am avut o interpretare personală, nu știu dacă e potrivită. A venit o modă acum, prin România, că oamenii cu bani pleacă în concedie. Prin Turcia, prin Grecia, n-ați banii lor să se ducă, n-am nimic cu ei. Dar n-apucă să iese din sat și încep postările. Vede un petroi, face poză, vede o răchită, face poză, vede o baltă, se bagă, face poză. Și afișează peste tot, dar sunt familii care nu-și permit. Câte o casă de copii, care n-au bani să le cumpere rechizite, acum am întâlnit, începe școala. Și am întrebat, băi, dar nu te poți duce în concediu fără să etalezi opulența ta, starea ta financiară? Du-te, domnule, te duci în concediu, du-te. De ce trebuie să te lauzi, să-i faci de rușine pe cei care nu pot merge, să-i faci de rușine pe cei care n-au nimic? Dumnezeu să ne dea înțelepciune. La cina Domnului, am așezat eu cina între smerenie și mândrie. Eu mă opresc din predicare aici. Pe coordonata asta, sau în diagrama asta, am vrut să țin cont de patru lucruri. Coordonata timpului, între grabă și zăbavă. Grabă la ce trebuie și îngăduință la ce trebuie. Pe coordonata relaționării, între unitate și dezbinare. Facă Domnul azi la voi unitate. Pe coordonata importanței, între sacru și profan. Și pe coordonata sentimentală, între umilință și mândrie. Ne ajute Domnul să fim una, ne ajute Domnul să scăpăm din anumite robii păcătoase și să dăm importanță cine-i Domnul. Fraților, dacă un evreu nu lua în ziua 14-a, luna 1-a, cina, Paștere, în luna a doua era obligatoriu să o ia. Dacă nu, să fie omorât din mijlocul lui Israel. Citiți în Numeri. Tu de câtă vreme n-ai luat cina? De câtă vreme n-ai luat cina? Ce motive ai avut ca să nu o iei? Fratele Liviu cunoaște foarte bine o persoană din Italia care a avut o experiență, nu le spun numele, că îi cunoaștem foarte bine. Când la un moment dat, ea era o soră foarte în top, cu moda, cu hainele, cu nu chiar pocăită. Tot să fie elegantă și frumoasă. Înainte de a merge la adunare, stai în oglindă o jumătate de oră, nu știu pe genunchi, dar cât stai. Ne cosmetizăm frumos așa. Și la un moment dat, a venit diavolul, o arătare hâdoasă așa în fața ei. Și a spus, am venit să te omor. Dar fiindcă ai fost dusă la binecuvântare, n-am dreptul ăsta. Mă duc să-l omor pe bărbatul tău. Și ea face ce facem noi pocăiți. O strigat, sângele Domnului să te mustre. La care diavolul îi spune, care sânge? Că tu ai, i-o spus exact cât are, de când nu te-ai împărtășit. Nu știu, eu merg de multe ori în misiune, îi cina Domnului, mă împărtășesc. Îi spun acasă la nevastă, băi, am fost la straja și am luat cina, sau nu îi spun. Dar diavolul știe exact de când nu te-ai împărtășit. Și întrebarea a fost, care sânge că tu nu te-ai împărtășit de atâta vreme? Tu de câtă vreme nu te-ai împărtășit? Și ea când a văzut asta, a vrut să dea telefon la bărbatul său.
Și când a trecut în camera cealaltă să ia telefonul, era un înger al Domnului cu o sabie învăpăiată, stă așa. I-au văzut că e înger Domnului, au vrut să-i spuie. Și îngerul spune, acoperă-ți capul, n-am voie să vorbesc cu tine. Ei, i-a dat telefon la bărbat și bărbatul îi spune, lasă-mă în pace, băi. El era șofer într-un sens giratoriu, a intrat unul în mine, nu mi-a dat prioritate, era să mă spulbere. Numai Dumnezeu m-a scăpat. Ei, fata asta, familia și-a schimbat radical viața. Frații mei, astea nu-s basme. Există o realitate în lumea duhovnicească. Există. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Pentru ce să ne depărtăm de calea lui Dumnezeu? Pentru ce să nu rămânem aici unde ne-a așezat Dumnezeu? De câtă vreme n-ai luat cina? Și de ce n-ai luat cina? Nu mai căuta motive și scuze. La noi era un frate, o pleca la Domnul, avea 14 copii, cred că 3 fete și 11 băieți. Băieți în diaspora, realizat. Mașini, casă, bani, tot ce vrei. L-o chema pe tatăsul. Tatăsul era un om deosebit de pocăit. Dacă intrai în bosa, întrebai, băi, cine-i pocăit? Cred că toți spuneau de ăsta. Era un om deosebit. Și se duce și la adunare cina Domnului. Și când se uită băiețul lui, nu e cina Domnului. Toți cu capul în jos, toți așa, se cercetați, nu erau vrednici. Când se duce acasă, mâncări, fripturi, sucuri, și începe tata să plângă, spune, băi băieți, ați pus pe masă asta atâta mâncare pentru trup, atâtea băuturi pentru trup. Da, sufletul din tine ar fi vrut să ia o firmitură azi. Ar fi vrut sufletul tău să ia o firmitură din trupul Domnului. Și ai stat mânios cu capul în jos. Prea mult pentru trup și prea puțin pentru suflet. Doresc Domnul să ne cerceteze pe toți, să ne împărtășim, să fie adunarea în unitate și mai este o cină. Vreau să ajung acolo. Când El se va încinge, ne va servi. Frații mei, eu am îmbătrânit pe băncile adunării și mulțumesc Domnului că am rămas în adunare. N-am fost și nu sunt un sfânt, om supus greșelilor ca și voi, dar am dorința când va veni Hristos să mă strige și pe mine. Să strige casa mea, să strige copiii mei. Și dorința asta să împlinească Domnul și pentru voi. Dacă sunt familii cu copii, fii risipitori, fiice nepăsătoare, să-i cerceteze Domnul astăzi acolo, să-i aducă înapoi și când va veni Hristos, împreună cu cei dragi noștri, să ne întâlnim la Marea Sărbătoare. Amin.